de mai multe săptămâni, planificatorii NATO au zburat deasupra granițelor estice și au analizat din aer, dar și de la sol, geografia câmpurilor de război. Au pus pe hartă concluziile obținute și au verificat ce unități de intervenție are România în fiecare punct strategic. A inclus misiuni de recunoaștere terestră și aeriană în România, vizite la unități esențiale din arhitectura defensivă aliată din țara noastră și discuții care au vizat sincronizarea acțiunilor din plan național cu cele din cadrul aliat. Our aim in reviewing our various allies and national preparations is never to provoke conflict, but rather and demonstrated that our combined military posture remains credible, it remains coherent, and it remains resilient to the malign activities of any potential adversary. Analiștii militari NATO au luat la bani mărunți capacitatea țării noastre de răspuns în forță pe granița de est. Americanii vor să știe câte unități militare sunt gata de a intra în luptă în orice clipă și ce vulnerabilități ar putea suplini alte armate aliate NATO. Mai mult decât atât, străinii au vrut să afle dacă avem aceleași strategii de război. Prin analize de acest fel, NATO înțelege clar capacitățile, limitările și oportunitățile aliaților. Acest exercițiu ne-a permis să înțelegem mai bine elemente cheie ale planificării, atât din punct de vedere conceptual, cât și prin realizarea unei imagini reale a terenului și geografiei diferitelor zone de pe teritoriul României. Ultimately, the strength and common purpose that we exhibit with exercises like Noble Blueprint and our efforts to synchronize our activities will better position the alliance to address adversary aggression and address it head on and in the long term achieve a lasting measure of strategic stability. Exercițiul încheiat astăzi se numește NATO Blueprint și este condus de flota a 6-a americană în Europa. Este conceput pentru a oferi înțelegerea clară a capacităților operaționale naționale combinate, precum și familiarizarea cu terenul atât în România cât și în Bulgaria.